Municipiul Brad se află în sud-vestul munților Metaliferi, în județul Hunedoara, principal centru economic și cultural din țara Saharului. Locuită aproape exclusiv de români ortodoxi, regiunea și-a păstrat credința și sentimentul național în pofida politicii habsburgice. Stabilirea unui protopopiat ortodox la Brad în secolul al XIX-lea a avut urmări importante pentru învățământul românesc. În urma demersurilor protopopului Iosif Bașa, sprijinit și de Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, în anul 1869 a fost înființat în oraș gimnaziul grec-ortodox. Din colegiul profesoral făcea parte protopopul Moise Lazăr, dar și profesori precum Pavel Oprișa, Ioan Radu și Traian Suciu. În jurul primei instituții de acest fel din regiune va gravita întreaga viață intelectuală. Deși existau fonduri importante rezultate din exploatarea aurului, școala a fost susținută vreme de 50 de ani numai din banii primiți de la cele 92 de comune românești ale țării Zarandului. De altfel, încă de la anul 1900, moții au început să adune bani și pentru o nouă clădire de liceu. Construcția va începe chiar în pragul primului război mondial, în 1914, și se va finaliza după Marea Unire, în 1921. În perioada interbelică, gimnaziul s-a transformat în liceu și a purtat numele eroului pașoptist Avram Iancu. Până la instaurarea deplină a regimului comunist în 1948, instituția unde au studiat aproape toți intelectualii din munții Apuseni s-a aflat sub oblăduirea Arhiepiscopiei Sibiului. În anul 1626, după moartea domnitorului Radu Mihnea, în scaunul Moldovei ajungea fostul hatman, Miron Barnovski. După 3 ani, ca urmare a faptului că nu a dorit sporirea tributului către înalta poartă, a fost mazilit și s-a retras în Polonia. Mai mulți boieri merg în anul 1633 și îl cheamă în scaun, după ce i-au dat asigurări că va fi acceptat și de turci. Încrezător, Miron Barnovski se întoarce în Moldova, apoi merge la Istanbul, unde este închis și decapitat din porunca sultanului. Cronicarul Miron Costin scrie că un mare incendiu a izbucnit în oraș după această jertfă de domn creștin, aceasta fiind pedeapsa divină împotriva turcilor, pentru că era Barnovski om dumnezeiesc și mare rugător spre Dumnezeu. Tot cronicarul amintea cu amărăciune despre ctitoriile domnitorului. Mănăstiri și biserici câte au făcut-o, așa în scurtă vreme, nici unul domn nu n-au făcut-o. Făcut-o alți oameni și mai multe, iar cu mai multe îndelungate vremi, în 40 de ani unii, alții în 20 de ani, iar elu în 3 ani. În timpul său au fost ridicate bisericile Adormirea Maicii Domnului Barnovski și Sfântul Ioan Botezătorul din Iași, mănăstirile Bârnova și Hangu. De asemenea, domnitorul este cel care încheie lucrările de la biserica din Liov, din Galiția, dar și cele de la mănăstirea Dragomirna. Despre evlavia domnitorului Miron Barnovski amintește și spătarul Toma Cantacuzino. Acesta scria că de multe ori l-a zărit în miezul nopții îngenunchiat înaintea icoanei, la rugă cu o sârdie. De asemenea, drăgătorul arată că voievodul era cunoscut pentru blândețea și dreptatea sa.
Preocupat de bunul mers al vieții monahale, s-a îngrijit de reorganizarea acesteia, printr-un nou așezământ, alcătuit în anul 1629. Prin testament, domnitorul Miron Barnovski și-a dorit să fie îngropat la mănăstirea Dragomirna. Dorința i-a rămas neîmplinită, locul înhumării sale, după nedreapta execuție, fiind necunoscut. Cu supranumele de monahul din țara Panoniei este cunoscut unul dintre cei mai de seamă cărturari din secolul al XVII-lea, Daniil Andrean. Acesta era originar din Transilvania sau Banat, adică fosta provincie romană Panonia, de unde și numele sub care a fost cunoscut de contemporani. A trăit însă cea mai mare parte a vieții în țara românească, unde a făcut numeroase traduceri. Se știe că a tradus din grecește în românește Îndreptarea legii, Pravila cea mare, tipărită la Târgoviște în 1652. După cercetări mai noi, tot el ar fi realizat o nouă traducere a Vechiului Testament, din slavonește și latinește în aceeași perioadă. Monahului Daniil îi se atribuie traducerea în românește a lucrărilor, învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie, viața și traiul sfinției sale, părintelui nostru Nifon, patriarhul Țarigradului, și a romanului Varlam și Ioasaf. A realizat însă și unele texte tipărite la Câmpul Lung și Târgoviște, învățături peste toate zilele, Mysterio sau Sacrament și Târnosania. Potrivit unor istorici, monahul traducător este aceeași persoană cu un Daniil, numit episcop în țara Făgărașului în 1662. Acesta s-a retras la schitul Babele, în sudul Moldovei, de unde a fost chemat de domnitorul Grigore Ghica în Muntenia. Pentru acest arhiereu s-a înființat o episcopie la Strehaia, unde a păstorit între anii 1672-1679. Finalul vieții îl găsește pe Daniil Năstavni, adică administrator al mănăstirii Cotroceni, apoi la schitul Babele. Aici, la așezământul Vrâncean, a și murit în anul 1688.